Pe 2 o să am în Parlament o prezentare referitoare la situația economică a țării. E bine să vă reamintesc faptul că pe primul trimestru suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la creștere economică. Am văzut datele pe primele 4 luni și suntem pe excedent bugetar, având încasări aproape 2 miliarde, cu ceea ce s-a strâns și luna aceasta, m-a informat domnul Diaconu. Avem o creștere semnificativă a investițiilor străine. Iar când e 1 iunie? Luni. De luni, 9% TVA la toate alimentele și la toate serviciile agroalimentare și tot de luni, așa cum a spus președintele, se promulgă legea și dublăm alocațiile pentru copii. Deci suntem într-o situație economică extraordinar de bună. Am văzut de altfel că încrederea investitorilor privați este la cel mai înalt nivel din 2011 încoace și trebuie să continuăm cu măsuri economice care să ne mențină un lider economic în această regiune.